Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre unghiul a două plane, adică unghiul diedru. Se numește un diedru figura geometrică formată din două semiplane determinate de aceeași dreaptă. Știm că dreapta comună celor două semiplane este frontiera semiplanelor, în cazul unghiului diedru se cheamă muchia diedrului. Iar cele două semiplane se numesc fețele diedrului. Se numește unghi plan asociat unghiului diedru unghiul format de două semidrepte conținute în cele două semiplane care formează diedrul. Și având originea în unghia diedrului, fiind perpendiculare pe aceasta. Mai zicem unghi plan asociat unghiului diedru sau pur și simplu unghi plan diedru. Deci, în cazul nostru, avem intersecția dintre cele două semiplane alfa și beta, dreapta D, deci dreapta D este muchia diedrului. Am luat un punct M pe această dreaptă D. Am construit AM perpendicular pe dreapta D cu AM inclus în planul alfa. BM perpendicular pe dreapta D cu BM inclus în planul beta. Și atunci unghiul dintre cele două semiplane, alfa și beta, este egal cu unghiul AMB, unghiul plan diedru AMB. Dacă cele două semiplane sunt înlocuite cu două plane, atunci unghiul diedru dintre ele este pe aceeași definiție ca înainte. Da? Deci, dacă cele două plane sunt neparalele atunci o să aibă o dreaptă de intersecție pe care o considerăm muchia diedrului și construim într-un punct al acestei muchii două perpendiculare, AM perpendicular pe dreapta D, respectiv BM perpendicular pe dreapta D, unghiul dintre cele două plane va fi egal cu unghiul AMB. Ce se întâmplă? Punctul acesta M poate să fie luat oriunde pe dreapta D. Deci să zicem iau punctul M prim pe dreapta D și în acest punct considerăm A prim M perpendicular pe dreapta D, respectiv B M perpendicular pe dreapta D. Să vedem dacă discutăm de unghiuri congruente. Păi dacă ambele sunt perpendiculare pe dreapta D, înseamnă că A prim, deci era vorba de AM perpendicular pe dreapta D, respectiv A prim, M prim perpendicular pe dreapta D, înseamnă că AM este paralel cu A prim, M prim. Și analog BM este perpendicular pe dreapta D, B' M'. e perpendicular pe dreapta D, înseamnă că BM este paralel cu B' M'. P dacă avem două unghiuri cu laturile respectiv paralele, atunci aceste două unghiuri știm că sunt fie congruente, fie suplementare. Dar în cazul nostru, pentru faptul că unghiurile sunt ambele ascuțite sau drepte, conform convenției noastre, înseamnă că cele două unghiuri sunt unghiuri congruente. Deci nu contează cum construim unghiul plan diedru, pentru că toate aceste unghiuri sunt congruente între ele fiind unghiuri cu laturile paralele. Avem următoarele observații de făcut. Măsura unghiului dintre două plane aparține intervalului de la 0 grade la 90 de grade. Când vorbim de unghi de 0 grade, dacă cele două plane ar fi plane paralele sau identice și 90 de grade, păi. Zicem că două plane sunt perpendiculare dacă măsura unghiului dintre ele este de 90 de grade. Să facem următoarea aplicație deci se dă cubul ABCD A prim B prim C prim D prim. Să determinăm măsura unghiului dintre A prim B prim C prim și planul ABC. E vorba de cele două plane cele două baze ale cubului. Cele două baze sunt situate în plane paralele. Deci, din faptul că figura noastră este cub, înseamnă că planul A prim B prim C prim este paralel cu planul ABC și atunci măsura unghiului dintre cele două plane, A prim B prim C prim, și planul ABC va fi de 0 grade. De asemenea, avem cubul ABCDA prin B C prim, D prim să vedem măsura unghiului dintre B, B C și planul bazei ABC. E vorba B, B C prim C este fața laterală a cubului și știm că fața laterală a cubului este perpendiculară pe planul bazei. Deci B prim BC este perpendicular pe planul bazei ABC. În acest caz înseamnă că măsura unghiului dintre cele două plane este de 90 de grade. Continuăm să determinăm măsura unghiului dintre plan. A prim AD și planul D prim DB. Deci este vorba de planul verde și planul galben. La un diedru, în primul rând, trebuie stabilită muchia diedrului, adică intersecția celor două plane. Deci planul A prim AD intersectat cu planul D prim DB este egal cu D prim D, muchea diedrului. Pe urmă trebuie să stabilim perpendiculare pe muchea diedrului, conținute fiecare în câte o față a diedrului. Deci ce știm? Că D prim D, din faptul că figura noastră este cub, înseamnă că D prim D, este perpendicular pe planul bazei ABC. Dar dreptele AD și DB sunt incluse în acest plan al bazei ABCD. Înseamnă că sunt perpendiculare. D, prin D, este perpendiculară pe AD, respectiv pe DB, pentru că dacă o dreaptă este perpendiculară pe un plan, este perpendiculară pe orice dreaptă din acel plan. Deci înseamnă că D D este perpendicular pe AD, respectiv D, D este perpendicular pe DB. Da? Deci D prim D e perpendicular pe AD, respectiv pe DB. Și atunci să stabilim unghiul plan diedru. De ziceam că A prim AD intersectat cu D prim DB este muchea diedrului D D, că avem AD perpendicular pe D prim D, am văzut adineaur cu AD inclus în fața diedrului. A prima D, că BD este perpendicular pe D prim D cu BD inclus în planul D prim DB și în acest caz rezultă că unghiul dintre cele două plane a AD și D prim DB este egal cu unghiul dintre AD și DB, adică egal cu unghiul plan diedru ADB. Și atunci, dacă ne știm că figura noastră este cub și baza ABCD este un pătrat, atunci unghiul dintre diagonala pătratului DB și o latura acestuia AD este egal cu 45 de grade. Deci, unghiul ADB este egal cu 45 de grade. Deci înseamnă că măsura unghiului dintre planele A'D și D'DB este de 45 de grade. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea problemelor!